care de asemenea e director tehnic, jucător, un atac, o primă fază și vedem gol, 1-0 pentru Academia Rapid, este minutul 3. E o imagine care a lipsit, este o imagine care a lipsit în fotbalul românesc. Cred că Bărbălău este cel care a marcat primul gol al Academiei Rapid în această Liga a patra. Golgheterul celor de la AFC din sezonul trecut, Bărbălău, 24 de goluri a marcat, o minge care a venit direct în stângul, pasa lui Adrian Boian, fundașul dreapta. Și atât că s-au strâns ceva spectatori în tribune, sunt cred că mai mult de 1000 totuși. Capitanul care a venit, care va împlini 35 de ani la începutul lunii viitoare, portarul Progresului, Bogdan Iancu, are 35 de ani, fost junior la Dinamo. Lovitură de colț, 2-0 pentru Progresul, pentru Rapid în fața Progresului, minutul 5. În acest drin vom avea un scor fluviu. Poate ar fi trebuit chiar să înscrie primul gol. S-a văzut aici clasa. Mitea a bătut lovitura de colț. E o diferență mare între Academia Rapid și Progresul București, pentru că la Academia Rapid sunt doar jucători care au jucat fotbal la nivel organizat, să spunem, au jucat un fotbal organizat, au fost la echipe mari, nu mai spunem de un Nicolae, nu mai spunem de un Pancu. Nu s-a dat nimic. Atenție la această cursă a lui Burcea. Balon deviat pentru 3-0. Burlacu, minutul 21. Mulți copii! M-am oprit pentru o secundă, am crezut că este offside, dar nu este nici vorba de așa ceva. Paraschiv l-a scos pe Alex Burlacu din offside. Fostul internațional sub 19 ani, acest Burlacu. Anul trecut a fost la AFC Rapid. Jucător cu foarte multă experiență în Liga a doua, are aproape 80 de meciuri la Liga a doua, acest Mitea. Bărbălău. Bărbălău cu o pasă pentru Boian. Este o ratare gigantică. Daniel Nicolae. N-a fost offside la Nicolae, nu sunt foarte convins că n-a fost la Adrian Boian, dar contează mai puțin, a fost o ratare uriașă. Anul trecut, cam în această perioadă, sau mă rog, aproximativ, juca în turul al treilea Rapidiști, Vișinii. Sângele a fost Vișiniu, n-a fost out și este 4-0. Adrian Mitea, minutul 44. Dar au nevoie de 3 goluri giulejene pentru a fi lider solitar după această primă etapă. Sigur, mai sunt mâine 2 meciuri. Tricolor Termo și ACS Victoria Dinamo. Nu știu dacă n-a fost aici out la Bărbălău. E greu de spus. Nu e offside, nu este offside, Nicolae așteaptă și face 6-0, minutul 49, dublă Nico.
S-a plecat perfect Bărbălău. Și a păstrat la sângele rece Nico. Nici nu vreau să mă gândesc cum ce va face tribuna de pe Giulești în momentul în care domnul din imagine, care stă lângă Constantin Schumacher, va face schimb alături de Nicolae. Pierde roșca mingea. Te poți da de Toru Bratu. Este până la urmă 7-0. Adrian Boian cu cea mai spectaculoasă execuție a meciului. No, e Nico. Ce frumos este golul lui Nicolae. O să pierdem numărătoarea, oricum este hat-trick. De obicei se schimbă toată echipa la pauză. Aici nu se poate schimba toată echipa, dar nici mult nu mai este. Haide să vedem, se face oare 8-0? Da, se face 8-0. Duriță, noul intrat. N-a fost offside. Silviu Paraschiv a greșit încă o dată. Supărat Stelian Gana a luat gol. Spuneau cei de la... Da, este gol! Este 9-0! Bădiță! Ce greșeală! Ce greșeală a puștiului! A șutat în Burcea. Dar Bădiță nici nu marcați de când a intrat. Daniel Burcea este singurul care încă n-a apucat să înscrie dintre mijlocași sau jucătorii cu profil ofensiv. Schimbare. A intrat Alexandru Dumitru. Da, Bărbălău a ieșit. Oh, ce pasă! Ce pasă frumoasă a lui Duriță! Și este 10-0. Dumitru, noul intrat. Gaură imensă în defensivă. Poștiul Stelian Gana împlinește 16 ani săptămâna viitoare. Nu va fi neapărat o amintire plăcută de ziua sa, această partidă. Un jucător al Rapidului care scrie pentru 11-0, Daniel Burcea. Doar fundașii și portarul Rapidului n-au marcat astăzi. 11-0 cu 9 marcatori.
În această serie bucureșteană din Liga a 4-a, celelalte echipe cu care Academia Rapid va bate pentru promovare sunt AFC Asalt, echipă promovată din Liga a 5-a. AFC Carmen revine la 70 de ani de la excluderea din Liga 1, antrenată de Adi Matei. Acolo este și Liviu Ganea, care este... Lovitură de colț, undeva la bara a doua, minge recentrat, asta le mai lipsea un autogol al gazdelor. Am văzut pe Dedu punându-și mâinile în cap, Marin Florian, scos mingea afară. Bate din nou Goge, 12-0. Înscrie Florin Matei. Au început și fundașii. Totul jucător al Bergeniului, al Baloteștiului, s-a înălțat frumos. S-a înălțat spectaculos, de lângă Paraschiv. E un început perfect pentru o echipă care vrea peste 3 ani să se bată din nou cu granzii din Liga 1. Paraschiv, și este 13-0! Wow, ce gol! Nu știu care a fost mai frumos, acesta sau acea reușită a lui Daniel Niculae din minutul 52. Mai degrabă acesta. Da, gol senzațional, este golul lui Bădiță. Al doilea său gol.